Bună seara, bun găsit la Jurnal, iată subiectele. Câteva zeci de basarabeni au sărbătorit în centrul Târgu Mureșului 97 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Stagurile tricolore fluturate au demonstrat că decizia sfatului țării din 27 martie 1918 își poartă rezonanța până în prezent. Basarabie română, hai să dăm mână cu mână. Că-ți aducem pețitor, pețitor, Sfântul nostru tricolor. Zbuciumul istoric, graiul românesc și sufletul de român au fost factorii ce i-au determinat și pe studenții basarabeni să participe la manifestație, pentru că, așa cum ei susțin, românii de peste Prut nu își reneagă originea, iar visul unei românii dodoloațe nu a pierit. Care este motivul pentru care, în ciuda vremii, tu ești prezent aici? Pentru a se realiza mare unire. Pentru că sunt basarabean și prin atâta pot să fac, momentan. Am venit aici ca să aniversăm unirea Basarabiei cu România, pentru că consider că ăsta este un țel național, pentru că dincolo de Prut se află frații noștri, toți vorbim aceeași limbă, toți am fost același neam și trebuie să fim în continuare același neam. Țin foarte mult la momentul ăla, 1918, mai ales că generația mea nici n-a auzit de Basarabia la școală, la liceu, nici nu era voie să se vorbească. Abia mult mai târziu am aflat că mai avem o bucățică de pământ care este dincolo de Prut. Organizatorii evenimentului, Asociația Noua Dreaptă Filiala Mureș și grupul de liceeni Daci Liberi au dorit să reaprindă în sufletele celor prezenți conștiința neamului românesc, indiferent pe ce mal al Prutului s-ar afla. Astăzi este 27 martie și toți românii ar trebui să știe că pe 27 martie 1918 Basarabia a fost prima provincie care s-a unit cu patria mamă România. Astăzi sărbătorim 97 de ani de la acel eveniment. Acest eveniment l-am organizat pentru a aduce aminte de unitatea națională și cu această ocazie organizăm acest meeting. Colorul românesc, mai multe bannere ce ilustrează harta României dodoloațe sau sloganuri menite să susțină apartenența Basarabiei la România au fost simbolurile țintă ale evenimentului. Jumătate dintre victimele accidentelor rutiere mor înainte să ajungă echipajele de urgență. Acești oameni ar putea fi salvați dacă fiecare dintre noi ar ști să acorde primul ajutor. Astfel de cursuri fac diferența între viață și moarte și sunt vitale într-o țară ca a noastră, în care aproximativ 70.000 de români aflați în situații de urgență mor anual din cauza faptului că nu sunt resuscitați la timp. Din momentul în care este efectuat apelul la numărul de urgență 112 și până când ajunge echipajul de salvare, pot trece 5 sau chiar 15 minute, uneori și mai mult. De aceea, primul ajutor acordat pe loc poate face diferența între viață și moarte. De cine s-a introdus acest element, lanțul supraviețuirii? A fost gândit pentru acele situații în care pacienții aflați în situații critice, deci cei care nu mai respiră și nu mai au activitate cardiacă, deci nu mai au puls, dacă respectăm acești pași descriși în lanțul supraviețuirii, vom reuși să aducem șanse pentru supraviețuirea acestor pacienți. Rata de supraviețuire a acestor pacienți depinde de modul în care intervenim. Prea puține persoane sunt pregătite să acorde primul ajutor în situații de urgență. Având în vedere acest lucru, partea teoretică a cursului a fost completată cu cea practică, unde participanții, coordonați de medici și studenți, au exersat manevrele de prim ajutor pe manechini. Podul palmei îl voi așeza pe mijlocul sternului, în mijlocul toracelui, treimea inferioară a sternului. La vorba să dați linia imaginară între cele două mameloane. Important este că vreau să mă masez cu partea de la podul palmei. Mâna cealaltă o plasez peste asta și degetele le ridic în aer. Coatele drepte și 1 și 2 și 3 și 4 și 5 și 6. Am făcut 30 de compresiuni, mă întorc să dau ventilațiile.
Organizatorii susțin că ideea inițierii acestui proiect a venit în urma solicitărilor primite din partea mai multor târgumureșeni. Cei care au participat la cursul de prim ajutor au aflat și care sunt semnele emise de corpul uman aflat în pericol, dar și cum trebuie să acționeze în astfel de momente. Cât de importante crezi că sunt astfel de cursuri? Sunt sigură că ar trebui să știm. Cred că este foarte important, fiindcă fiecare din noi poate să ajungă într-o situație în care să acorde prim ajutor și în momentele în care vrei să ajungi, dar nu știi ce să faci, sunt foarte frustrante pentru om, fiindcă putea să salvezi o viață, chiar acum am aflat care sunt șansele de supraviețuire când ajuți și fiecare minut contează. Așadar, tehnicile de acordare a primului ajutor nu trebuie să fie cunoscute doar de personalul medical și noi putem contribui la salvarea unei vieți. Alimentația incorrectă și hrana nesănătoasă poate duce la diabet și hipertensiune arterială. Din păcate, trăim în secolul vitezei, în care toată lumea este foarte ocupată, foarte grăbită și nu în ultimul rând foarte stresată. Cu fiecare zi care trece, parcă nu mai avem răbdare și nici timpul necesar să avem grijă să mâncăm sănătos. Tot timpul pe fugă alegem deseori produse alimentare semi-preparate sau care se pot prepara într-un timp scurt, neținând seama că acestea ne pot afecta pe termen lung. Când vin în oraș pentru deliciu, între mine și soțul, câte un covrig. Rafturile magazinelor abundă în produse care, mai de care, mai arătoase și mai frumos ambalate, însă deseori ele ascund în spatele fațadei adevărate drame. Ne referim în cele ce urmează asupra mâncărurilor gata făcute și congelate, chipsurilor, prăjiturilor, sucurilor și mâncării de fast food. Apelați des la astfel de magazine fast food pentru a vă achiziționa mâncare? Da, ei, nu chiar mâncare, câte un covrig, da, mulțumesc! Vă plac? Mulțumesc, da, sunt bune! De câte ori alegeți să vă cumpărați un covrig? Cred că o dată pe zi sau la două zile, cam așa. Și de ce o faceți? Sunt delicioși. Studii efectuate de cercetători din toată lumea au demonstrat că consumul produselor de patiserie și a dulciurilor în cantități mari pot duce la apariția diabetului de tip 2. Nutriționiștii recomandă însă să înlocuim aceste gustări nesănătoase cu alte tipuri de alimente. Aceste gustări pot fi atât un baton de cereale, să aibă o cutiuță în care pot să-și pună sticks-uri din morcov, ca să fie morcovul cât mai bun. Putem să punem puțină zeamă de lămâie peste el și atunci nu se oxidează și batonul ăla de morcov e o masă, e ca și o masă sănătoasă pentru copil și morcovul alungă și senzația de foame. Recomandarea e să mâncăm cât mai multe semințe, cât mai multe fructe oleaginoase. Pentru a preveni îmbolnăvirea, trebuie să respectați de asemenea mesele zilnice. Se știe că o alimentație sănătoasă e bazată pe 3 mese principale și 2 gustări. Aveți grijă ca produsele pe care le consumați să nu conțină foarte mult zahăr. Citiți cu atenție etichetele și cereți informații suplimentare de la vânzătorii din magazin. Mâncați multe alimente care conțin magneziu, vegetale cu frunze verzi, varză, brocoli, frunze de păpădie, sfecle, cereale integrale, grâu, ovăz, mei, rișcă sau secară. Reduceți consumul de alimente care au conservanți, nitriți, coloranți artificiali și aromatizanți chimici. Subiectul pe larg îl puteți urmări de la ora 19 într-o nouă emisiune Obiectiv Medical. Statisticile privind situația bolnavilor de diabet din Mureș este alarmantă. Numărul celor dependenți de insulină crește cu 1000 de la an la an. În prezent, aproape 24.000 de mureșeni, tineri și adulți, figurează cu această boală în registrele Direcției de Sănătate Publică Mureș. Cazurile de diabet nou depistate în județul Mureș sunt în creștere în anul 2014 comparativ cu anul precedent, iar ca și cazuri rămase în evidență, putem spune că este o creștere chiar semnificativă. Cele mai multe cazuri se înregistrează la grupa de vârstă 60-64 de ani. Dacă la sfârșitul anului 2013 în evidențele DSP Mureș numărul cazurilor noi de diabet era de 2000 de persoane, în 2014 numărul acestora a crescut cu 1000. 2014 cazuri nou depistate au fost 2915, deci aproximativ 3000, comparativ cu 2013 când am avut aproximativ 2000. Deci cu 1000 de cazuri depistate mai mult. Cele mai multe persoane bolnave de diabet trăiesc în mediul rural și sunt femei, în timp ce în mediul urban sunt cu aproape 300 de cazuri mai puține. Bărbați 1451, total 10.800, femei 1464, total 13.185, mediul urban 1600, 13.793 și mediul rural 1315, total 10.192. În funcție de vârstă, cei mai mulți bolnavi de diabet fac parte din grupa 60-69 de ani, iar cei mai puțini sunt copii
copii până în 14 ani. Aproape 2 milioane de români suferă de diabet zaharat. Ultimul raport al Organizației Mondiale a Sănătății arată că 38 de milioane de oameni mor anual în lume înainte de a împlini 70 de ani din cauza diabetului și hipertensiunii. Viața i-a dat încă din copilărie doar lecții grele. A primit diagnosticul leucemie la doar 4 ani. Tatăl său a părăsit familia când era bebeluș, iar mama ei s-a îngropat în datorii din cauza împrumuturilor pe care le-a făcut pentru a-i plăti tratamentele. Nimic însă nu a reușit să-i alunge zâmbetul de pe față sau să-i molipsească și pe alții cu veselia ei. Tot ce-și dorește însă Adel e ca mama ei să șteargă lacrimile și să o vadă sănătoasă. Pentru asta însă are nevoie de ajutorul nostru. S-a trezit într-o dimineață cu o durere cruntă la coloană și totuși a insistat să meargă la grădiniță. A doua dimineață a ajuns la medic, iar nu după mult timp, doctorii au anunțat-o pe mamă că Adel are leucemie. Boala era atât de avansată încât nu i s-au dat foarte multe șanse de supraviețuire. De multe ori îmi vinea să mă duc să intru în pădure undeva, să urlu, nu așa, să mă descarc un pic, mă gândesc că... Dar nu, n-am făcut-o, am... Mi-am șters lacrimile și am încercat să mă duc mai departe cu zâmbetul pe buze și cu dragostea ei pe care s-o văzut și în momentele astea. Deci comportamentul ei și o mângâiere de la ea mi-a dat o putere care e de neprețuit. La 4 ani, Adel se lupta cu leucemia pe care a reușit încet încet să o învingă. Zâmbea în fiecare zi, în care restul lumii o vedea cum se stinge. În ciuda acesteia, micuța nu s-a schimbat câtuși de puțin. Chiar dacă efectele bolii au început să se vadă, optimismul și veselia molipsitoare au reușit să le dea putere celor din jur. Adel a făcut față luptei, acum mai are însă nevoie de un tratament costisitor pentru ca vindecarea ei să fie completă. Spune-ne cât de tare o iubești pe mama. Foarte tare. Foarte tare. De ce o iubești pe mama atât de tare? Nu știu. O cutie de medicament pe care trebuia să-i ai în fiecare zi și între o cutie sunt numai 25 de bucăți. Deci, efectiv, nu mi-ajunge pe o lună, este 125 de euro. Și asta este numai un singur medicament. Cât timp trebuie să fac acest tratament? Timp de 2 ani. Lupta pentru supraviețuire a fost lungă, iar banii dați pentru tratamentele micuței au venit din împrumuturi. Numărul acestora a crescut atât de mult încât li-au pierdut socoteala. Mama fetiței știe doar că suma datorată ajunge la ordinul miilor de euro, dar nimic nu a contat. Adel trebuia să își revină. MŞ, mama Adelei, va fi etern recunoscătoare celor care le-au susținut, dar mai au nevoie încă de ajutor. Ce se întâmplă în cazul în care nu aveți banii de tratament și fetița nu poate să-l urmeze? Nici nu vreau să mă gândesc la acest lucru. Micuța visează ca într-o zi să poată și ea să salveze vieți. Adel, ce-ți dorești tu cel mai mult? Cel mai mult și cel mai mult ce-ți dorești? Ochiul ăsta la ghiobol. Îți se rătine la ghiobol zilele. Să fie pompier. Pentru că e un copil special, pompierii mureșeni au primit-o cu brațele deschise la sediul ISU Mureș. Materialul însă îl puteți urmări în jurnalul de mâine. Oricine dorește să o ajute pe micuță o poate face donând bani, haine sau alimente. Conturile afișate pe ecran vă stau la dispoziție pentru a contribui din suflet pentru un suflet. RO 27 OTPV 3200 0075 6599, RO 01 în lei, RO 81 OTPV 3200 0075 6599 în euro și RO 31 OTPV 3200 0075 6599 în forinți. Adel are nevoie de noi toți. Ziua Internațională a Teatrului a fost marcată și la Târgu Mureș, prilej pentru elevii mureșeni să debuteze în cadrul Festivalului Județean de Teatru Minunata Lumea Scenei. Nu te-a dat pe 10 bancuri, că n-ai cum să le aduci în întreagă. Cu chemar cu natul la trebuie, șatul pe mea în gust pe buză. O sachetă, ce nu știe? Mamea ta! Păi nu știu ce mici! Nu, mă întâi mă iargă! Da, știu! Scopul evenimentului a fost promovarea tinerelor talente, dar și familiarizarea elevilor pasionați de teatru cu marea scenă. Sub îndrumarea profesorilor, tinerii au reprodus creații ale dramaturgilor români, dar și creații proprii. Încercat să dăm o culoare oarecare la lansul slăbiciunilor a lui Caragiale. Îmi aparține, să spun așa, partea de regie stânga, așa cum poate face un profesor de română, doar fără experiență teatrală. Și elevii din clasele a
7-a și a 8-a. Chiar s-au implicat, am lucrat o lună jumătate la această piesă. Elevii au fost atenți la fiecare detaliu, de la memorarea și interpretarea replicilor până la ținute sau transpunerea în caracteristicile personajelor. E vorba despre un soț care este mai mult condus de soția lui și e obligat de soție să-și ducă mama în șura vacii. Cât de greu a fost să poți să înveți replicile, să poți să te pui în pielea personajului sau să încerci cât de cât să imiți acest personaj? Nu a fost chiar așa de greu. Mai greu a fost cu temele, ca să ținem pasul. Cu memorarea replicilor e mai ușor după ce ți intri în rol și, nu știu, adică pentru mine firea personajului e un pic diferită de a mea, dar până la urmă am reușit să pot să o interpretez. Pregătirea nu a fost ușoară, dar munca, emoțiile transmise și interpretarea scenică au smuls ropote de aplauze. Copiii de grădiniță și-au învins teama de a merge la doctor. Un grup de studenți la medicină i-a învățat pe cei mici ce se întâmplă atunci când merg la medic. Preșcolarii și-au imaginat că jucăria lor preferată este bolnavă și trebuie să o trateze. Ei au interacționat cu instrumentele medicale și au intrat și în pielea cadrelor medicale. Rând pe rând, 70 de copii de la grădinița cu numărul 4 au fost pacienți. După ce au văzut că voluntarii nu fac altceva decât să-i consulte, micuții au prins curaj. Când mergi tu la medic, ce face medicul? Te ajută? Da. Te ajută să... Nu mai fi bolnav. De unde ai să uitat aici doamnele. Dar ce au făcut doamnele doctor? V-au ajutat, v-au explicat să nu vă fie frică de medic, de doctor? L-au uitat aici. M-am jucat cu ele. Și le-ai dus jucării acolo să le facă, să le vindece? Da. Da, dar ce a avut jucăria ta? A fost un delfin. Ce a pățit? S-a lovit. Așa, și cum l-a tratat domnișoara? Ce a făcut cu el? I-a dat injecție? Da, și l-a banzat. Proiectul la care au participat copiii de grădiniță se numește Teddy Bear Hospital, iar scopul lui a fost acela de a-i ajuta pe cei mici să-și depășească teama de doctori. Da, le-a prins bine pentru că la vârsta aceasta încă au foarte mari emoții să meargă la doctor. Încă le este teamă ce se va întâmpla, ce îi așteaptă și atunci, lucrând împreună cu ei, s-au familiarizat, au început să se joace, deja i-au luat pe doctor ca și partener de joacă. Și pentru ei, dacă doctorul e partener de joacă, înseamnă că este aliat și nu ceva de care să se sperie. Cei care au demarat acest proiect au împrumutat această idee din străinătate. Noi am jucat rolul doctorului Teddy, noi am fost doctorii, copilașii veneau cu jucăriile lor la noi ca să le tratăm, le spuneau ce îi doare, puneam injecții, am folosit ca materiale seringi, plasturi, bandaje, stetoscop și așa am consultat și astfel ei au văzut și... Poate pe viitor, unii au zis că vor fi viitor medici, cine știe. Programul are beneficii și pentru studenții voluntari. Practica le prinde bine pentru momentul în care vor deveni medici. O petrecere autentic românească, departe de agitația din oraș. De asta au avut parte invitații casei mureșene. Dansuri și costume populare, mâncăruri alese, stropite cu băuturi fine, au fost doar câteva dintre ingredientele unei nopți de neuitat. Toate chefurile bune se fac la Casa Mureșeană. Am fost și de 1 martie și de Ziua Îndrăgostiților și sunt niște chefuri de nota 10. Voie bună, muzică ardelenească, invitați unul și unul, tombolă cu surprize și preparate tradiționale, gătite și servite într-un mod inedit. Așa poate fi deschisă petrecerea de sâmbătă noaptea. Atmosfera e super. Premii, tombolă, deci mai simte omul nevoia să iasă la sfârșit de săptămână. Și noi ne place foarte mult aici, chiar de patronii de aici, e super. Totul e tradițional, se gătește live, ne place foarte mult comportamentul gazdelor, a ospătarilor. Ne simțim ca acasă. În fiecare lună, la Casa Mureșană, ne-am obișnuit să organizăm câte un eveniment de Valentine's Day, de 8 martie, de Oktoberfest și acum ne-a venit ideea să organizăm o petrecere ardelenească, dat fiind faptul că restaurantul este un restaurant cu specific rustic,
am spus că o petrecere ardelenească pentru clienții noștri este binevenită. Așa că am invitat niște bucătari care ne-au făcut un vițel la proțap, mâncare specific tradițional ardelenească. Suntem într-o locație în Târgu Mureș care deja a obișnuit Târgu Mureșenii cu asemenea petreceri. E o seară la care nu au lipsit dansurile, persoanele, invitatele speciale care cântă în această seară, bineînțeles cu o muzică tradițională ardelenească și bineînțeles am obișnuit clienții noștri să avem și o tombolă de fiecare, la fiecare eveniment. Ei, de această dată premiile la tombolă sunt și ele foarte, foarte ingenioase. Am început cu câteva animăluțe din gospodăria unui ardelean și continuăm, bineînțeles, cu foarte multe alte surprize. Și dacă tot a fost petrecere ardelenească, din cadru nu puteau lipsi dansurile tradiționale autohtone prezentate de dansatorii Voinicelul ai ansamblului Mureșul. Surpriza muzicală a serii a fost recitalul oferit de binecunoscuta interpretă de muzică populară Leontina Pop. Și-am venit la oameni buni, la da 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 da. Nu ne-am dus până luni, la da 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 da. Și-am venit la oameni dragi, nu ne-am dus până marți. Vom petrece, vom cânta, că-i scurtă viața. Crescătorii de animale amenință cu proteste și subvenții pentru cadrele didactice. Detalii, dar și alte informații în știrile pe scurt. Crescătorii de ovine și bovine din România, afiliați la Federația Agrostar, au anunțat că vor trece la acțiuni de protest dacă nu li se plătește urgent subvenția pe cap de animal. Nemulțumirea fermierilor vine în contextul în care aceștia ar fi trebuit să-și primească până acum banii. Federația Agrostar, cea mai mare federație sindicală din domeniul agricol, are în componență peste 45.000 de membri, atât producători agricoli, cât și salariați din agricultură și servicii conexe din sectorul privat, cât și din cel bugetar. Din bugetul de stat pentru fiecare cadru didactic din județul Mureș a fost alocat un cuantum de 700 de lei pentru anul școlar în curs. 50 de milioane de euro este bugetul aprobat și alocat de guvern la data de 11 martie prin ordonanța de urgență tuturor cadrelor didactice în domeniul pregătirii profesionale. Conform declarației reprezentanților Inspectoratului Școlar General Mureș, din totalul bugetului de stat, un anumit cuantum revine personalului didactic din Mureș. Subvenția oferită de stat este pentru pregătirea în domeniul profesional. România se află pe ultimul loc în Europa la reciclarea gunoiului. Țara noastră reciclează 1% din deșeurile municipale, în condițiile în care până în 2020 trebuie să recicleze jumătate. În plus, nu au fost depuse raportări către UE privind deșeurile incinerate și compostate. Rezultă că restul deșeurilor municipale, 99%, au fost depozitate în gropile de gunoi. În Uniunea Europeană, 42% din deșeurile municipale au fost reciclate sau transformate în compost, față de 1%, cifra înregistrată în România. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Dacă aveți informații care pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știrea@ctv.ro. Și nu uitați, jurnalul poate fi revăzut pe pagina noastră de Facebook, Televiziunea Știi TV. O seară plăcută să aveți! La revedere!